Participantorii lui Badea merg pe principiul una caldă, una rece. După ce etapa trecută au făcut instrucție cu știința, gorjenii au cedat ușor în fața nou promovatei Victoria Brănești. Singura ocazie importantă a primei părți a avut-o Nicoară, dar mijlocașul ifovenilor a tras pe lângă din poziție excelentă. Jucătorii lui Ilie Stanu au rezolvat meciul de la Buzău imediat după pauză. Marincau a deschis scorul cu lovitură de cap în urma unui corner în minutul 52. La faza imediat următoare, Popa a centrat perfect pentru Simion, care a dublat avantajul. Pandurii Târgu Jiu puteau reveni, dar Sergiu Bar l-a blocat in extremis pe Adrian Iordache. Gazdele au terminat meciul în 9 după eliminările lui Străuț și Nicoară, dar au pus mâna pe cele 3 puncte și au părăsit ultimul loc al clasamentului.